Să mergem cu ele la mașină. Așezat. Acum să aducem și fetele. Wow, super! Teo se pregătește de o nouă vară. Mai avem ceva. La centuri și la drum. Mai avem aproape două ore. Gata, am ajuns. Am ajuns. Super. E noapte, afară tare. E noapte. Gata, hai. Hai, cine intră primul? Tam, tam, tadam. Măi, plecați de aici că-i frig. Și vacanța noastră continuă. Rămâneți aproape de noi să vedeți ce facem zilele următoare. Salut și bine ați venit la un nou vlog și astăzi tati vrea să mergem undeva, dar nu știu încă unde. Tati, îți vântură varza. Momentan vânturăm varza, ia. Și servim copilul, direct de la sursă. Cum e moara? Bună. Acum vreau și... Ce vrei? Dar varza încă nu e făcută, ia veni cu vară. Tam, știu, tam. Dar eu vreau. Știi că nu e făcută? Ia gust. Dă și mie. Mai vreau. Vreau de amor. E foarte bun. E filmat. Ce faci, Teo? Să aibă zeamă. Cu zeamă. Bună. Mara, nu poți, nu poți, nu poți, e grea. Și așa, am dureri de spate îngrozitoare, dar nu avem încotro. Trebuie cineva să facă și treaba asta. Că voi nu puteți. Mai să aducem pahare. Hai, aduceți pahare. Iar eu trebuie să continui ce am început. Gata, Teo, gata, e suficient. Vreau și eu. Oprește-te. Gata, gata, gata. Băutură fix roz, roz. Pe camera nu se vede așa de roz. Ia să vedem. Îți place? E ok. Eu îi dau și cu varză. Fetelor, o să vă fie sete. Nu mai beți așa mult. Gata. E prea sărată. E bine că e sărată, dar să nu fie foarte sărată. Ia. E foarte prea, e prea sărată. Wow. Trebuie să mai punem apă. Ia uite, varză cu... Teo nu mai bea. O să-ți fie foarte sete pe drum. De ce? Pentru că noi plecăm. Da, știu că plecăm, dar de ce să-i fie sete? Pentru că zeama e sărată, Mara. Da, de asta. De asta, da. Fugi, da. Teo, și te schimbă. Da, dar n-am mai mâncat de mult. Gata? Bebeluș? Gata? Încă nu. Teo e gata, sunt sigur de asta. În șlapi? N-are șosete, n-are hanorac pe ea. În schimb și-a luat jucării, coronițe și descris. Hai, bagajul e gata. Să mergem cu ele la mașină. Așezat. Acum să aducem și fetele. Fetelor! Piuță? Gata? Pregătită? Măruța? Ce faci? Era la mine, că facem termin mașina. Ce faceți pe... Că nu iau pe aia mare. Aha, așa faceți voi temele. Mami! Da! Haideți! Acum! Fetele, pregătite, Teo supărat. De ce e supărată, Teo? Că m-am lovit că era prea sus aia. Nu uitam altundeva. Culori? Eu credeam că e mai jos. Și te-ai lovit? Pixar. Da, jos am vânătare. Dă-i cu rece acolo, rece. Îmi pare rău. Gata, mami? Gata, tati. Ce facem, închidem? Închidem. Sperăm că am luat totul. Și eu sper, mami. Tati, documentele le ai? Da, închidem, mami. Închidem. Și să activezi alarma. Deci, în telecomandă se activează? Da. Pac, gata. Pac. Ei. Acum vă dau și apă. Îmi dai apă. L-ai luat, Mara? Da, vă dau apă. Telefonul din iantă. Îmi dai apa din... Da, vă dă mama acum apă. Mi-e sete, rău. Vă dă mama? Mami, ai apa în cur. Poate, apă cu bule? Da. Mami. De ce pleci așa ca primăvara? La tine vine iarna? A, da, mă duc să-mi aduc plouă. Unde te duci? Teo, casa e deja securizată. Ce vrei? Da, unde e? La mine, Andrei. L-ai văzut-o acolo? Știu. Bine, hai, repede, repede. Copii ăștia, nu mai plecăm azi. Măcar bine că avem făcută rezervarea. Ei, plec mai în siguranță. Am căutat cazare în mai multe locuri. Și ghiciți ce? E full! Pentru că e vacanță și toată lumea călătorește.
Și plus în weekend nu găseai deloc. Adică tot ce am găsit cazări, îmi spunea, da, avem, până vineri. Da, mami, așa. Hai, gata. Hai. Să avem drum bun? Și fetele? Și doamne ajută, poți să ajută drag, nu? Am găsit cazări? Am găsit cazare. Un apartament cu două camere și living, cu două dormitoare și living. Și piscină, da. Dar problema este că trebuie să plătim. Adică... Da. Da, spre deosebire de alte hoteluri, la acest hotel, piscina are cost separat, nu este inclus în preț. În schimb, este inclus micul dejun pentru toți cinci. Adică nu trebuie să mai facem canapea, o apat? Nu, nu au canapea, au doar două fotolii mici. Gata, hai te o centură. Așa. Acum e casca, casca de Formula 1. Ei. Doamne ajută. E foarte cald și e super. Fetelor, sunteți bine? Da. Nu-mi ziceți că v-ați apucat de teme. Ce frumoase sunteți, tate. Super, spor la treabă. Toată lumea are centură. Primul popas la Roman. Fetele? Am citit două pagini. Sunt la a doua, dar mai am puțin. Bravo, trei. Mara, trei, wow. Tati face ceva acolo. Merg pe partea asta la altă. Ei, tati, ce-i ăla? AdBlue. Pe lângă motorină mai punem și ceva. Ceva albastru. Da. Nu curge? Nu. Nu crezi că ar trebui să chempe? Trebuie să fie în sus. În sus de tot. Wow, super! Teo se pregătește de o nouă vară. Fetele, mănâncă. Băi, mami, este vară, este cald. E cald, da, e soare. Iar tati se chinuie. Curge, tati, vreun pic? Nu trage aer. Da, dar el se duce. Mie mi se pare că nu se duce, dar se duce. Da. E aproape gata. Super. Ei. Gata. Punem docul, zone diferite. Nu închide. De ce să nu închide? Gata. Mai avem ceva. Oh! Iată ce mai avem. Aici. Ai grijă. Avem pini în curte. Și în mașină, se pare. Oh my God. Ia uite și acolo, tati. Ce căldură degajă motorul. Ce mov e. Miroase a fructe de pădure, a ceva. A, cireșe. Gata, și ăsta. Duf. Tati? Totul pus la punct. Te cablezi acum. Super. Fetele? Ne punem centurile și la drum. Faceți întâi curat. Mâncați. Super, wow. Poftă bună. Acum trecem prin gura humorului. E ora... 5 și un sfert. E de vreme. Și mai avem, nu se vede din cauza lămpii, 2 ore 34. Ora humorului. Iar fetele în spate sunt obraznice. Eu am citit toată povestea de Scufița Roșie, cealaltă o las pe mâine. Bravo! Frig, tati, frig! Ia uite, tati, altul. Mai aveam cafea. Super! Și-am dat cu piciorul și am... sărit-o pe aici. Gata, fetelor? Hai, la locurile voastre, mergem. Popas. Centuri, popas. Vedeți că Bria a dat niște ochelari pe jos. Aveți grijă să nu călcați pe ei. În centuri și la drum. Mai avem aproape două. Gata, am ajuns? Am ajuns! Super! E noapte, afară, tari. E noapte. Haideți, fetelor. E 8 seara. 5 ore. Credeți că suntem? Sau ai zis? N-am zis. Cu popa sunt vreo 6 ore. Hai să ne cazăm. Hai. Și? Gata, ne-am cazat. Acum mergem să vedem camera. Haideți. La care a fost? Wow, ce cald e. La ce? Wow. La 4. Așa. Ia. Gata. E foarte cald. Și ne cazăm, dar e foarte cald. Haideți. Deci, e foarte cald. Este mai să găsim etajul 5. Uite acolo. Hai. Va fi un apartament suficient de încăpături pentru noi toți. 5-0-1. E o singură cameră. Gata, hai. Hai, cine intră primul? Tam, tam, ta-da! Stai să o aprindem. Camera copiilor. O camera aici. Prima cameră. Fetelor, veniți. Hai să o prezentăm pe asta, dacă tot ai intrat aici. Hai. Aprindem. E Dita mai patru. Wow! Ce?
E camera voastră, nu ați zis, da? Nu vine să cred, avem televizor, aveți televizor, nu, pat. Nu, e camera copiilor, și... intrăm din balcon. Un balcon. Un balcon comun. Uite ce frumos. Mhm. Se vede fain. Comun, adică nu ca... nu cu ceilalți. Tot cu noi, dar e camera cealaltă. Da. Hai să vedem. Hai să vedem. Și mie îmi place. Închide. Da. E fain. Da. Livingul nu e chiar living, e un fel de hol. Adică nu avem aici televizor și alte lucruri. În schimb avem și foniere. Da. Și nu avem și foniere în cameră. Halatele de baie. Wow, patru, super. Bine că n-am luat. Safe. Dar unde ne punem hainele? Și? Hai să aici cred că mai punem haine. Da. Da. Camera noastră. Tata, e loc față de ăla de 80 de ani. Ce vede aici, mă? Da. Nu cred. Aici. Asta e încă o cameră. Și avem și calorifer suplimentar, în caz că ni se face frig. După mine e foarte bine așa. Da. E ok. E ok, paturile sunt mari. Avem televizoare. Avem televizoare în camere. Avem și balcon. Da, același pe care l-ați văzut? Eu zic altceva. Lăsăm bagajele, nu le aducem, mergem să mâncăm. Mergem la masă! Să se facă prea târziu, da, să putem comanda. Și după aia când mâncăm toți, dăm bagajele. Da. Asta e prima dată când stăm întinse, pentru că am stat 5 ore fără întins. Însă unele, da. Ce bine, mă doresc spate. Și știi ce mai place? Numărul de perne din fiecare cameră. Sănătos așa! Multe bani cu perne, deci avem și pentru bebe. Dar nu am arătat baia. Nu am arătat baia. Nu am văzut baia. Hai să vedem. Tam, tam, tam. Asta e baia. Și prosoape aici, super. Și cadă. Și uite, cadă? E mai ok cadă. De ce nu e? Asta e dușmea. De ce vreau să vorbesc despre baia mare? Tata, știi ce gândeam eu? Că poate asta e sticlă și la asta nu. Chiar putem să mergem la baia mare, adică... Da. Haideți, mergem la masă! Hai, la masă! Iată-le la masă! Am comandat bucurile și urmează să vină și mâncarea. Ce-ai pățit, Briana? Imediat vine mâncarea. Ia, pâinică goală. Vreți pâinică? Hai. Mi-a venit mâncărica. Mami, tu ce ai acolo? Eu am fripturică ca la bunica. Fripturică ca la bunica? Da. Wow, super. Tocăniță de porc. Mara? Da. Pene, brie, quattro formaggi și la ea. Și acolo e alubri? Da. Poftă bună. Da. Mulțumim. Poftim. Și vedem să luăm bagajele. Foarte fric. Am chete de los aici. Ok. Niște foi și ghiozdanul. Dar tu de ce înțelege cuța, tati? Că nu e notă de sus. Hai. Iar eu de aici. Ola. Și al doilea rucsac. Mie dă-mi o valiză. Uite și pe mami. E fric, tati, și mare e dezbrăcată. Hai. Uite, ia un rucsac. Super. Să mi-l pun în spate. Mie dă-mi o valiză pe care s-o trăzi. Wow. Uite asta. Ce valiză? Asta pe care s-o trăzi. Asta vrei? Laptopul. Uite-le, uite-le, uite-le. Măi, plecați de aici că-i fric. O fugeam. Hai. Hai, fugiți înăuntru, repede, 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 repede. Lăsăm așa? Lăsăm așa, da. Wow! Fetele deja sunt sus. Da. Încă ne-am desurcat într-un transport cu toate. Mai trebuie aduse câteva băuturi și... crânțănele. Gata. Dani, hai. În cameră. Lasă-ne pe rând. Da, fetele hărnicuțe. Și-au făcut biroul și s-au apucat de scris. Briana colorează aici. Bravo, Bri! Super! Pregătite, fetele! Teo, că și tu trebuie să faci! Teo și-a aranjat acolo! Bravo, Teo! Așa te vreau, bate banul! Eu am aranjat! Iar Mara citește aici! Citesc! Eu am aranjat pe Teo pe tablă! Și-a luat și tablă, ca să fie ca la școală, da, Bri? Ia să vedem! Ține corect. Acolo unde colorezi, da? Ține corect. Ține corect. Învață mami să țină corect leonul în mână. Așa, mami, bravo. Bine, singura, așa, bravo. Super.
Super, nu ne-am plecat așa tare. Într-o atmosferă de școală, noi încheiem vlogul din această zi. Mulțumim că ne-ați vizionat până acum. Atmosferă de școală într-o zi de vacanță, tati! Și vacanța noastră continuă. Rămâneți aproape de noi să vedeți ce facem zilele următoare. Plecăm acasă. Nu plecăm acasă, facem brazi. Wow! Mara a intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Iar vă urăm vizionare plăcută în continuare pentru vlogurile noastre. Iar până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!